Salutare tuturor și bine ați venit pe 10 la Info. Eu sunt Paul Sămeșan și în acest videoclip voi rezolva subiectul dat la examenul de bacalaureat la informatică în 2022, sesiunea din vară. Adică astăzi, pentru că știu că foarte mulți dintre voi vă veți uita astăzi la această rezolvare. Îmi cer scuze pentru faptul că v-am promis că îl postez până la ora 12, dar din păcate n-am reușit să fac rost de subiect decât acum. L-au postat cei de la EduPedu, de tura asta n-a făcut nimeni poză în sala de examen și n-a apărut pe niciun site. Nu este nicio problemă. Vom rezolva foarte, foarte repede acest subiect. Vă voi arăta cam care trebuiau să fie răspunsurile voastre și ulterior vom rezolva și problemele de la subiectul 3. Bun, haideți să nu pierdem vremea să începem rezolvarea, pentru că sunt convins că vreți să vedeți cât de repede se poate acest video, așa că nu o să stau să vorbesc foarte mult. Avem aici subiectul 1 și la subiectul 1 o să avem 1, 2, 3, 4 și 5. Bun, la 1 ați avut o expresie ca de obicei, 22 împărțit la 20, se fac în ordinea în care se văd toate operațiile, o să fie 1 ori 20 este 20, împărțit la 2 este 10, deci răspunsul aici era clar C. Da? Bun, după aceea, mai departe, variabila x, variabile x și valoare sunt declarate alăturate, indicați o instrucțiune de atribuire corectă din punct de vedere sintactic. Acum ăsta e clar este un struct care foarte simplu, câmpul se accesează folosind operatorul punct și avem atunci x.cantitate, x.preț, x.denumire, ar fi modurile de accesare a câmpurilor și atunci dacă ne uităm aici, varianta corectă ar trebui să fie una care accesează direct câmpul, ar fi x.denumire de 5 egal cu borsec, asta nu e corect pentru că e șir de caractere, nu putem să atribuim unui caracter un șir de caractere, dar D-ul zice că valoarea egal cu 2 ori x.cantitate ori x.preț și x.cantitate, x.preț sunt corect accesate, x.cantitate ori x.preț este o expresie de tip float care se face corect ori 2 și atribuim la valoare. Deci cu siguranță răspunsul aici ar trebui să fie D. Hai să vedem mai departe. La o sală de sport se organizează antrenamente pentru sporturi din mulțimea tenis, fotbal, volei, handbal, basket, astfel încât o persoană poate opta pentru un pachet de antrenament pentru două sau trei sporturi, dar nu poate alege fotbal și basket în același pachet. Utilizând metoda Bechtel, se generează toate posibilitățile unei persoane de opta pentru un pachet de antrenamente în cadrul sării de sport. Două pachete sunt distincte, dar diferă prin cel puțin un sport ales. Primele 5 soluții generate sunt în această ordine. Acum, cu siguranță putem vedea că ce o să avem noi aici de făcut o să fie niște generări de tipul combinat, pentru că cu siguranță pachetul tenis-fotbal e același cu pachetul fotbal-tenis, deci nu ar trebui să diferențiem între aceste lucruri. Aici v-am propus de-a lungul timpului mai multe metode de rezolvare și anume vă ziceam că ați putea să codați cu numere toate aceste sporturi și după aceea să faceți ca și cum ar fi un backtracking clasic de care noi folosim. Acum eu o să mă uit direct aici să văd care variantă ar putea fi cea corectă, dar voi ați fi putut face o rezolvare puțin mai detaliată. Deci avem aici tenis, fotbal, volei, handbal, basket. Prima e tenis, fotbal, înseamnă că aceea este ordinea lexicografică pe care o vedem și sus. După fotbal, handbal, ar trebui să fie fotbal, după fotbal, handbal, ar trebui să fie fotbal, handbal, basket, însă fotbal, handbal, basket. Nu poate fi deoarece ne zice că fotbal și basket nu au cum să facă parte din același pachet. Așa că o să încercăm, după fotbal, handbal, basket, ar trebui să încercăm ceva mai mare. Ceva mai mare ar însemna fotbal, basket, da? Ar fi următoarea. Din păcate nici fotbal, basket nu este o generare corectă, așa că vom încerca după aceea volei și handbal. Da? Deci o să fie volei și handbal imediat următorul. Volei și handbal vedem că este prima generare, deci atunci vom merge pe răspuns final corect A. Bun, mai departe. Un graf neorientat cu 6 noduri, metodă de 1 la 6, are muchile 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 6. Indicați numărul de componente conexe al acestuia. Acum vedem că 1 cu 2 cu 3 sunt în aceeași componentă conexă.
Da. După aceea, o să le scriu aici ca să le avem. Deci, 1, 2, 3. Sunt în aceeași componentă conexă. 4, 6, cu siguranță, sunt în aceeași componentă conexă. Și după aceea mai avem un nod izolat care este 5. Da? Pentru că 5 nu este conectat de nimeni. 4, 6 nu este conectat de componenta 1, 2, 3. Deci, în consecință, avem 3 componente conexe. Da? Răspunsul 3 este B aici. Într-un arbore cu rădăcină, un nod se află pe nivelul N dacă lanțul elementar pe care are o extremitate în nodul respectiv și cealaltă extremitate în rădăcina arborului are lungime N. Pe nivelul 0 se află un singur nod, rădăcina. Un arbore cu rădăcină are 12 noduri, metode de la 1 la 12 și este reprezentat prin vectorul de tați 2420444x6xxyy, indicați un set de valori pe care le poate avea x și y, știind că pe ultimul nivel există 5 noduri frunză și că un singur nod este numerotat cu o valoare egală cu numărul său de descendenți direcți, fi de tip frunză. Deci, un singur nod este numerotat cu o valoare egală cu numărul său de descendenți de tip frunză. Ok. Bun. Păi, ce să zic? Ar trebui aici să desenăm arborele. Să vedem ce valori putem să-i dăm lui X și respectiv lui Y. Acum vedem clar că tata acestui arbore, adică rădăcina, mă scuzați. Rădăcina este nodul 4. Da? Nodul 4 este rădăcina. Mai mult decât atât, acesta are 3 fii. Nodul 2, nodul 5 și nodul 6. Nodul 6 are un fiu deocamdată. De asemenea, nodul 2 are nodul 1 și nodul 3 ca fii. După aceea, dincolo, unul dintre nodurile rămase trebuie să mai aibă 3 fii și celălalt 2 fii. Ama, cu siguranță, ce avem noi de făcut aici este să desenăm acest arbore. Și pentru acest lucru o să deschid Graph Editor, pentru că mi-e foarte greu să-mi dau seama fără să folosesc un Graph Editor despre ce este vorba aici, pentru că, da, nu pare un arbore foarte ușor de reprezentat. Deci acum o să avem clar din nodul 4 în nodul 2, nodul 5, nodul 6. Da? Deci avem 4, 2... 4, 5, 4, 6. Cumva 4 e rădăcina, îl fixăm aici sus și ăștia sunt cei 3 descendenți direcți ai nodului 4. După aceea, hai să vedem aici 4, 2, 2, 0. Ok. După ce i-am pus pe ăștia, fiii nodului 2 o să fie 1 și 3. Deci atunci o să avem 2, 1, 2, 3. Da? Ăștia sunt fiii nodului 2, fiii direcției nodului 2. Ulterior o să mai vedem aici că avem. Bun. Avem aici un 6, deci nodul cu numărul 5, 6, 7, 8. 8 este fiul lui 6, asta înseamnă că o să avem aici un 6, 8. Și deocamdată ăsta este arborele nostru cu ce avem acolo. Da, deci ar trebui să fie 2, 4, 6, 7. Hai să vedem dacă le-am desenat pe toate. 2, 4, 6, 7. În regulă. Na, acum, noi știm că mai avem 3 noduri care sunt fiul unuia și 2 care sunt fiul altuia. Ama, nu zice niciunde că X trebuie să fie diferit de Y, deci putem lua în calcul inclusiv D-ul ăsta la care X este egal cu Y. Dar propun să ne uităm acum deocamdată la condiția pe care o avem aici. Zice că pe ultimul nivel există 5 noduri frunză și că un singur nod este numerotat cu o valoare egală cu numărul său de descendenți direcți, fi de tip frunză. Ama, dacă ne uităm aici, 2-ul, vedem că are 2 descendenți direcți de tip frunză, da? Zice că trebuie să fie descendenți direcți și sunt și de tipul frunză aceștia. Eu ce propun acum să facem ar fi să analizăm puțin posibilitățile lui X și a lui Y. Și acum ne zice că avem un arbore, deci înseamnă din start că el este conex. Ok? Și atunci, cu siguranță, x egal cu 11, y egal cu 12 nu fac parte din arborele ăsta nostru, da? Pentru că nu avem nodul 11 și nici nodul 12 aici. Bun, mai departe, x egal cu 8, y egal cu 3. Acum, pe 3 îl avem, pe 8 îl avem. Dar dacă x este egal cu 3,
Haideți un pic să analizăm ce ar ieși. Deci dacă x este egal cu 3, înseamnă că 7, 9, 10 o să fie sub 3. Nu, sub, zice că x-ul e 8. Dacă x-ul e 8, înseamnă că o să fie sub 8, scuze. Și atunci 7, 9, 10 o să fie sub 8, da? 7, 9, 10. Bun, hai să vedem. 8, 7, 8, 9, 8, 10. Ăștia sunt parafii 3 fi a lui 8. Și după aceea, haideți să vedem continuarea, după aceea zice că y egal cu 3, adică o să avem 11 și 12 sub 3. Da? Adică o să avem 3, 11, 3, 12, aici mic jos. Bun, dacă este așa, haideți să analizăm un pic dacă ăsta ar fi arborele nostru, dacă se respectă toate condițiile. Un set de valori pe care le poate avea x și le știm că ultimul nivel, pe ultimul nivel există 5 noduri frunză. Hai să vedem, avem 5 noduri frunză. Da? Deci pe ultimul nivel, într-adevăr, există 5 noduri frunză. Hai să vedem mai departe. Și că un singur nod este numerotat cu o valoare egală cu numărul său de descendenți direcți de tip frunză. Un singur nod este numerotat cu numărul de descendenți direcți de tip frunză al lui. Acum, ce vedem aici este în felul următor. 2-ul are 3, are practic un singur descendent direct de tip frunză. 8-ul are un singur, are 3 descendenți direct de tipul frunză, dar nu coincid. 3-ul are 2 descendenți direct de tipul frunză. Deci, deși prima condiție este satisfăcută aici, din păcate, nu poate fi x 8 și y cu 3. Hai să vedem mai departe. X 3, y 8. Asta înseamnă că unde avem 8 punem 3 și unde avem 3 punem 8. Aici punem 8 și aici punem 8. Dar bun, acum dacă îi punem pe ăștia înapoi frumos, vedem că tot 5 noduri avem pe ultimul nivel și de această dată există un singur nod într-adevăr. Îl vedem pe acest 3 care are valoare egală, practic avem 3 frunze sub 3, 3 fii al lui 3 care sunt frunze, deci în consecință ăsta pare a fi răspunsul corect. Da? Era o grilă dificilă, recunosc, n-a fost o grilă ușoară deloc, este C răspunsul corect aici, da? Pentru că C-ul pare a fi cel care rezolvă toate. Acum dacă punem sub 3 toate cele 5 noduri, într-adevăr o să am pe ultimul nivel 5 noduri, dar nu se va mai respecta condiția să fie egală valoarea lui. Deci cu siguranță C este răspunsul corect aici, dar atenție mare, este o problemă extrem de interesantă, o problemă foarte, foarte mișto aș spune și care merită o foarte, foarte mare atenție din partea noastră. Bun. Da, am terminat partea de subiectul 1. Propun să trecem direct la subiectul 2 și să vedem un pic ce e aici. Avem unule, avem aici, ai mai dau un tab sub punctul A. Hai să ne uităm un pic rapid peste ce ar putea face acest pseudocod. Scriem algoritmul, îl și testăm rapid să vedem dacă am calculat greșit la A și B și trecem mai departe, da? Să nota cu A modul B restul împărțirii numărului natural A la numărul natural nenul B și cu C partea întreaga numărului C. Și avem așa, citește N, I primește 2, K primește 0, cât timp N-ul e mai mare sau egal decât I. Deci, practic, o să mergem spre N. Execută, cât timp N modulul e egal cu 0, execută K, K plus 1, N mai mic sau egal decât M pe I. Dacă I egal cu 2, atunci I primește I plus 1, altfel I primește I plus 2 și scrie K. Da. Un algoritm foarte, foarte interesant. Sunt sigur că mulți dintre voi v-ați dat seama ce face el. Și, de fapt, ce va face acest algoritm va fi descompunerea în factori primi a lui N. Însă, în K, vedeți că nu se resetează cu 0 la niciun pas și, de fapt, va face suma factorilor primi. Da? Suma factorilor puterilor factorilor prim de descompunere a factorilor prime al lui N. Da? Deci suma puterilor factorilor prim de descompunere a factorilor prime al lui N. Asta este ceva ce acest pseudocod. Da, foarte, foarte interesant aș spune. Și poate nu foarte dificil de ne-am dat seama ce face. Am acest 56, eu trebuie să-l scriu practic, să-l descompun. Ar fi 2 ori și rămâne un 28, care o să fie 2 ori 14, care o să fie 2 ori 7. Și ar trebui atunci să se afișeze
Se afișează 3 plus 1, adică se afișează 4. Asta este ce afișează aici. Bun, hai să vedem B-ul. Scrieți două numere naturale în intervalul 10-99 care pot fi citite astfel încât pentru fiecare dintre acestea numele executării algoritmului să se afișeze valoarea 1. Valoarea 1 se afișează în momentul în care numărul este prim. Primele două numere prime de la 10 încolo ar fi 11 și 13. Da? Le punem pe astea ca să nu ne batem capul. Deci doar două numere din intervalul 10-99 care pot fi citite pentru fiecare dintre acestea în urma executării algoritmului să se afișeze valoarea 1. Ok, e bine. No, acum, rezolvarea programului. Avem un N, da? Un K, un I. Trebuie să citim N-ul nostru și după aceea I primește 2, K primește valoarea 0 și după aceea cât timp I mai mic sau egal decât N. N-are problemă, despre asta este vorba. Cât timp N modulo I este egal cu 0, îi dăm aici K plus plus N slash egal I. Și după aceea, la final, dacă I egal cu 2, I plus plus, else I plus egal 2. Da? Deci foarte basic, la final se iau K. Și acum, dacă rulez acest program, o să și testăm tot ce facem, ar trebui, cu siguranță, să primim pentru 56... pentru 56 ar trebui să primim răspunsul pe care l-am dat și noi. Două secunde să văd că ceva n-am făcut bine pe aici. Două secunde că ceva n-am rulat cum trebuia. Bun. Să văd ce am pe aici. Ar trebui să fie asta. Bun. 56 și vedeți că ne dă 4 și după aceea evident o să dau pentru 11 și 13 pentru că alea sunt valorile pe care noi le-am spus. Pentru 11 ne dă 1 și evident pentru 13 este tot un număr prim, o să primim tot valoarea 1. Bun! La o primă vedere am rezolvat corect tot ce înseamnă partea asta de tot ce înseamnă partea aceasta de pseudocod. Mai avem de făcut evident de-ul. O să scriu aici și include o să mai scriu o dată include io stream și using namespace std pentru că o să iau tot ce vedeți aici cu copy. Da, pentru că o să le pun aici să aveți și ce-ul rezolvat. V și după aceea ce vreau să fac aici este frumos să le aliniem. Perfect. Varianta D. Probabil și estimez ce vrea să schimbăm într-un for. Probabil partea asta de aici, de la de sus. Zice, scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu cetate înlocuit adevărat a doua structură cât timp execută cu o structură repetitivă cu test final. Ok, am greșit. Nu este ce credeam eu. Dar vrea să modificăm practic a doua structură cât timp execută, adică asta dinăuntru, cu o structură repetitivă cu test final, adică cu un repetă până când sau un execută cât timp. Eu aș merge pe un, nu știu, mi-e egal, repetă până când, să zicem, ca să fie puțin mai mult de scris. O să scriu rapid aici tot ce avem de, deci avem citește N, I primește valoarea 2, K primește valoarea 0. Rămânem pe ideea asta pe cât timp la primul for N mai mare, eu trebuie să pun neapărat mai mare sau egal, voi trebuie să puneți mai mare sau egal matematic. I execută și după aceea aici o să pun cu două puncte pentru că eu nu am acele semne. Acum în loc de cât timp trebuie să inventăm o nouă structură. Evident, o să transformăm repetă până când, dar trebuie să lăsăm să intre, să execute acest repetă doar dacă N modulo I este 0. Și așa că o să mergem cu un dacă N modulo I este egal cu 0, atunci și aici indentat frumos, o să scriu repetă. Și acum, din nou, două puncte și o să scriu indentat. Repet, n-am acei indicatori de domenii. Și aici ce o să facem, evident, o să fie K primește K plus 1. Și după aceea N primește, evident, parte întreagă din N slash I. La final, acum, până când
E mai interesant de scris pentru că trebuie să îl modificăm în așa fel încât să fie negată condiția mea, așa că n modulo i not egal cu 0 să fie condiția de oprire. Ok, mare grijă la acest lucru pentru că aici se greșește foarte mult și ar fi păcat să pierdeți puncte pe așa ceva. Bun, aici o să scriu sfârșit dacă, ca să știți că aici s-a terminat dacă. Și după aceea va trebui să copiez în continuare ce am avut, adică dacă i egal cu 2, atunci i primește i plus 1, altfel i primește i plus 2. Trebuie să-i dăm iară un sfârșit, dacă, așa se scrie în pseudocodul profesionist cu sfârșit și așa mai departe. Bun, punem aici punct și virg, două puncte, ca să fie cumva o continuitate. Și la final o să fie aici un sfârșit cât timp. Și jos o să trească să îl scriem pe capa, da? Deci, repet, l-am citit pe n, am copiat partea asta de aici, cât timp n mai mare sau egal decât i execută sfârșit cât timp. Da, acum, partea asta de aici este cea pe care a trebuit noi să o modificăm. Și am zis, dacă n modulo i este egal cu 0, repetă k pe k plus 1 n egal cu n pe i, până când n modulo i nu o să mai fie egal cu 0. Ok? Până atunci tot repetăm. După aceea sfârșit dacă x i 2 trece mai departe și așa mai departe. Da? Asta ar fi scrierea în pseudocod. Evident, dacă n-ați scris în loc de repetă până când ați scris execută cât timp, atunci aici trebuie să fie n modulo i egal cu 0, tot în continuare egal. Așa se putea scrie, deci nu-i greșit dacă n-ați folosit chiar repetă până când umeu. Bun, gata cu pierdutul timpului, exercițiu 2. Exercițiul 2 este în felul următor. Sub algoritmul f este definit alăturat, scrieți două valori din intervalul 2000-2025 pentru variabila întreagă x, astfel încât pentru fiecare dintre acestea f de 2022x să aibă valoarea 2022. Acum, ce trebuie să vedem aici este în felul următor. Fie int f de int a și int b. Dacă a mai mic sau egal decât b, returnăm a. Și altfel returnăm a minus 1, b plus 1. Ok, având în vedere că a este egal cu 2020, deci vrem să returnăm 2022, înseamnă că noi ne dorim ca algoritmul nostru din start să returneze a-ul, pentru că dacă nu o să-i strice valoarea, o să o micșoreze. No, bun, asta înseamnă că valoarea lui x pe care noi le trimitem trebuie să fie mai mare sau egală decât 2022, motiv pentru care propun să facem x 2022 și 2023. Da, și atunci o să zicem aici x egal cu 2022 sau 2023. De ce? Pentru că din start 2022 e mai mic sau egal decât 2022, deci returnăm 2022. 2022 este mai mic decât 2023, motiv pentru care o să returnăm 2022 în continuare. O să vă pun aici mai multe valori ca să știți că toate sunt corecte. Da? Deci oricare dintre astea sunt corecte, 2022, 2023, 2024, 2025. Nouă ne cere aici doar două valori, așa că oricare dintre astea, dar să fie două, ar fi luat punctajul maxim. Perfect, și mai departe avem aici ceva de, cred că este, un struct. Un structoare. Hai să vedem. Variabile s și id permit accesul la câte un șir de maxim 50 de caractere. Șirul accesat prin id fiind inițial vid, iar cel accesat prin s memorând în această ordine separate prin câte un spațiu prenumele și numele unei persoane, fiecare fiind probabil nume din literele alfabetului englez. Scrieți o secvență de instrucțiuni C++ astfel încât în urma executării acesteia, șirul accesat prin id să memoreze numele persoanei menționat urmat de 2022. Declarați corespunzător eventuale alte variabile utilizate. Dacă șirul accesat prin S este Ana Popescu, atunci șirul accesat prin variabila ID este Popescu 2022. Bun, deci în șirul S, mare atenție, în șirul S, noi avem un nume, deci avem un prenume și un nume. Noi vrem să păstrăm doar numele și după nume să scriem 2020 în șirul ID, care poate să fie sau poate să nu fie inițial vid. În regulă, aici aveți voie să folosiți funcții predefinite pe șirurile de caractere, aveți voie să faceți ce vreți, voi aveți S-ul, ID-ul declarat și de aici încolo totul e simplu. Da, acum, ce propun eu să facem este în felul următor. Acum, poate chestia asta e un pic mai ciudată, dar aș folosi strcr să găsesc spațiu. Am găsit spațiu și de la spațiu plus 1 copiez în ID. Adică, aș folosi un strcpi în ID pe strcr de S și spațiu plus 1
Acum, dacă nu sunteți foarte confortabil cu asta, o să vă explic ce înseamnă. ID-ul meu e șirul în care eu vreau să copiez Popescu, practic, da? Numele. Numele meu știu că apare după spațiu cu o poziție încolo. Eu dacă îl găsesc pe spațiu, str-c-h-r o să reprezinte șirul meu de la spațiu încolo, da? Cu tot cu spațiu. Acum eu vreau să evit să iau și spațiu, motiv pentru care o să mergem pe un plus 1. Bun, după ce am copiat în ID acest lucru, mai departe am de concatenat la șirul ID 2022, pentru care voi folosi funcția str-cat. Da? Deci la ID îl concatenăm, dar atenție, mare grijă, aici trebuie să fie acolo, trebuie să fie ghilimele, nu apostroful, pentru că apostroful semnifică un caracter. Dacă ați pus aici ghilimele 2022 sau ați scris setul ăsta de instrucțiuni, cu siguranță veți primi punctaj maxim pe această problemă. Bun, S3. Hai să vedem S3-ul, dragilor, și ne apropiem de finalizarea acestui subiect. S3-1 probabil nu a fost foarte dificil, sincer, nu știu. Eu, deci credeți-mă, acum la prima vedere subiectul, cum a apărut, am pornit camera și am dat ca să îl rezolvăm împreună. Dau refresh de la 10:30 la pagina de la EduPedu, dar așa a fost să fie. Hai să ne uităm cu grijă și să vedem despre ce este vorba aici. Subprogramul secvență are un singur parametru M, prin care primește un număr natural în care nu există secvențe de mai mult de două cifre identice aflate pe poziții consecutive. Subprogramul locuiește în fiecare secvență 22 cu câte o secvență 20 și furnizează prin același parametru numărul obținut. Dacă N se înlocuiește, dacă nu se înlocuiește nicio secvență, subprogramul furnizează numărul nemodificat. Scrieți definiția completă a subprogramului. Ok, deci zice că nu există mai mult de două cifre identice aflate pe poziții consecutive. Asta e ca să nu avem 3 de 2 unul după altul și pe aceea să ne debusolăm cu privire la cum modificăm. Bun. Noi vrem să parcurgem practic N-ul și de fiecare dată găsim 22. Noi vrem în loc de 22 să concatenăm la șir, de fapt, cifra 20. Bun, perfect. Propun să o scriem prima dată aici ca să o putem și testa, da? O să și testăm după aceea. Deci este clar că funcția noastră este de tipul void, pentru că nu returnează, ci furnizează tot prin N. Subprogramul se numește secvență, deci o să avem void secvență de int prin referință N. Și acum ideea e în felul următor. Îmi trebuie un număr nou pe care noi o să-l construim. Da? E un număr nou pe care noi îl construim inițial 0 și o putere egal cu 1. Întotdeauna trebuie când construim numere să avem puterea aceasta. Bun, cât timp N? Aș zice în felul următor. Aici, da. Eu practic vreau să mă uit dacă ultimele două cifre ale lui N sunt 22 și dacă sunt 22, în loc să concatenez ultima cifră la nou număr, o să concatenez un 0. Practic despre asta este vorba, ok? Și atunci, dacă N modulo 100 este egal cu 22, asta înseamnă ultimele două cifre ale lui N sunt 22, înseamnă că eu la număr nou nu vreau să concatenez ultima cifră a lui N, ci vreau să concatenez un 0, ok? Și atunci asta o să însemne că număr nou egal cu număr nou plus P, practic, da? Ce înseamnă chestia asta? În mod normal trebuie aici să-l mulțesc pe P cu cifra pe care eu o inserez în numărul meu, dar cu siguranță eu nu o să inserez practic pe nimeni și o să ar veni pe ori 0. No, acum eu n-am nevoie de chestia asta, dar număr nou egal cu număr nou e același lucru. Eu o să o las un pic scris așa, pentru că probabil voi așa știți, dar de fapt singurul lucru pe care noi ne interesează în cazul ăsta este să dăm pe ori egal 10. Pe de altă parte, în caz contrar, dacă ultima cifră a lui N, da, nu este... Dacă ultimele două cifre nu sunt 22, eu vreau la număr nou, foarte cu minte, să concatenez ultima cifră, da, a lui N, care se obține ca fiind aici N modulo 10. P-ul se înmulțește în continuare cu 10, exact ca și până acum, și nu uităm aici să-l împărțim pe N la 10. Deci, practic, ideea e foarte simplă. Luăm N-ul nostru, luăm ultimele două cifre. Dacă ultimele două cifre sunt 22, eu la numărul meu... Practic vreau să-l concatenez pe 0. Îl concatenez pe 0 la numărul meu nou pe care îl construiesc. Așa. Până la urmă, asta e același lucru cu doar P ori egal 10. Bun, după aceea else număr nou egal cu număr nou, ori P ori ultima cifră lui pe care nu modific din 2 în 0. Și P ori egal 10. La final, mare grijă, N-ul vostru ajunge 0, așa că nu uitați la să-i dați NR nou, că până la urmă despre asta este vorba. Și atunci aici am iau un N egal cu, hai să vedem chiar cazul de aici, 202233.
228. După aceea putem să apelăm secvență de n și să vedem ce ne dă aici n-ul. Ar trebui în urma acestei secvențe de instrucțiuni să avem n-ul pe care îl puteți vedea aici în lateral. Ok? Și vedem că ne dă 20203320 8. 20203320 8. Exact, voilà. Evident, această problemă se putea rezolva și în multe alte moduri, dar cel mai probabil era nevoie de un astfel de algoritm de inserare. Da, acum dacă mă gândesc, se putea face și un algoritm puțin mai complicat în care nu ați fi modificat n-ul decât cifrele alea, adică n-ați fi folosit un număr nou, dar cu siguranță era ceva mai complicat să faceți acest lucru. Din punctul meu de vedere, asta e cea mai simplă variantă de a rezolva această problemă, așa că vă las aici și dacă aveți întrebări, aștept întrebările voastre desigur în secțiunea de comentarii. Bun! Hai să vedem mai departe, algoritmul ăsta secvență e gata. Hai să vedem acum problema asta alaltă, și anume problema 2. Pentru prevenirea eroziunii în Marea Neagră, autoritățile au hotărât în nisiparea unei plaje. Ok. Plaja a fost împărțită în parcele de formă pătrată cu latură de 1 metru, dispuse ca elementele unui tablou bidimensional, reținându-se nivelul fiecarei parcele măsurate în metri de la nivelul mării. Înisiparea se realizează doar pe acele parcele care au nivelul strict mai mic decât acele mai joase dintre parcelele vecine cu ea, adăugând nisip astfel încât cele două să aibă același nivel. Două parcele sunt vecine dacă au o latură comună. Scrieți un program C++, registrează tastatură două numere naturale din intervalul 2, 10 la 2, m și n, apoi elementele unui tablou bidimensional cu m linii și n coloane, numere naturale din intervalul 1, 10, reprezintând nivelul parcelei în ordinea dispunerii acestora pe plajă. Problema ne așează pe ecran calitatea totală de nisip adăugată, măsurată în metri cub. Și atunci dacă m e 5 și n e 4, avem aici, tabloul alăturat, se vor nisipa parcelele marcate pentru a fi aduse la nivelul parcelor vecine corespunzătoare și se afișează valoarea 7. Practic, da. Deci nu sunt sigur că am înțeles foarte bine cerința. Îmi dau seama cam ce vor ei să facă, dar o să mai citesc o dată. Revis la nivelul fiecarei parcele măsurate în metri la nivelul. Bun, deci ne uităm la toți vecinii. Ok. Să aibă același nivel. Ok, după aceea, pentru 4-le ăsta nu mai am de făcut nimic, o să fie la același nivel cu celălalt. 6-le e mai mare decât toate, deci nu-i stres. 3-ul de aici o să fie, trebuie să-i dau 3 plus 3. La 3-ul de aici nu trebuie să-i dau nimic, în schimb la 2-ul de aici trebuie să-i dau plus 1. Și după aceea aici la 1-le de aici trebuie să-i dau plus 2. Ok, am înțeles. Deci o să luăm în parte fiecare parcelă, să verificăm dacă e mai mică decât toți vecinii și în cazul în care este mai mică decât toți vecinii, atunci o să o creștem cu diferența dintre el și cel mai mic dintre vecini. Bun, perfect. Deci, clar, avem o matrice de 100 pe 100. Da, deci îi dăm un A de 101 pe 101. Avem un N și un M. Citim aici. Bine, ei zic, vă recomand să mergeți cum zic ei. Ei zic că avem M linie în coloane și citesc în ordinea asta. Atunci o să mergem aici de la 1 până la M. Dar e pe dos față de cum lucrăm noi pe canal. În general, numărul de linii sem și numărul de coloane sem. Dar e în regulă și așa. Trebuie numai să aveți grijă. Plus, plus, râș, și o să citim matricea. Acum, ce avem noi de făcut o să fie aici să ne luăm o sumă egală cu 0 și trebuie să parcurg practic întreaga matrice și să verific pentru fiecare element toți vecinii ei și să văd care este cel mai mic. Acum, problema este că toți cei 4 vecini trebuie să verific că sunt în matrice, da? Adică să nu mă uit în afara matrice și atunci o să plec într-adevăr de la 1 până la M plus plus I. O să plec aici de la 1 până la N plus plus J. Și acum eu ar trebui să fac toți vecinii acestui număr. Acum numărul de vecini eu i-aș face sincer cu un vector de direcție, dar nu putem face acest lucru pentru că depășește cu mult nivelul de bug, așa că o să trebuie să facem 4 if-uri. Ok? Deci o să zicem int mini egal cu un număr foarte mare, acum mi-am zis că e maxim 10 valoarea unei parcele, deci o să-l dau egal cu 11. Și ideea e în felul următor. If a de i de j.
Și o să zicem aici poate A de I plus 1, de J. Este mai mic decât mini și I plus 1 este practic mai mic sau egal decât M, mini egal cu A de I plus 1 J. Na, ceva de genul, trebuie să fac cele 4 if-uri pentru toate cele 4 direcții. Na, și de fapt trebuie numai să actualizez condițiile. Adică aici nu o să mai fie I plus 1, că o să fie I minus 1. Și atunci avem I minus 1 să fie mai mare sau egal decât 1. Nu, aici scuze, aici rămâne mai mic decât mini. Din coace, să fie I minus 1, vrem să fie mai mare sau egal decât 1, dar pentru că indexarea noastră este de la 1, atunci dăm mai mare sau egal decât 1. Aici o să vrem A de I de J plus 1 să fie, și după aceea J plus 1 să fie mai mic sau egal decât N. A, grijă, și aici era să uit să modific și asta. Aici o să fie vorba de J minus 1, J plus 1, scuze. Și după aceea aici o să avem J minus 1 mai mic decât mini și J minus 1 trebuie să fie mai mare sau egal decât 1. Da. Până la urmă, astea sunt cele 4 direcții care există și aici dăm egal cu J minus 1. Acum, dacă mini este mai mic decât A de I de J, atunci dacă mini este mai mare, așa, dacă mini este mai mare decât A de I de J, atunci la sumul nostru trebuie să adăugăm practic mini minus A de I de J. Ok? Adică cât mai îmi trebuie mie să completez până la A de I de J. Dar mare atenție, mare atenție aici, pentru că după ce o înisipez, după ce îi dau practic nisip acestei parcele, eu ar trebui să o modific. Și la ce mă refer prin acest lucru? De exemplu, pentru patrule ăsta de aici, o să văd că minimum nu fac nimic, trec așa mai departe, dar de exemplu, pentru, dacă aici aș avea o valoare 2, da, eu trebuie să nisipez mai mult până să ajung la acest 4, pentru că am modificat-o și atunci nu uităm, practic asta e ideea și la asta vreau să vă rog să fiți foarte, foarte atenți, să nu uitați să actualizați și valoarea lui A de I de J. Pentru că ea devine egală cu mini. Da? Eu practic pun nisip acolo și îi crește nivelul, cu siguranță. Atunci avem aici A de I de J, o să fie egal cu mini. Bun, ulterior, la final, trebuie doar să afișăm sumul. Deci despre asta este vorba, nu există caz cu nu există, nu există nimic de genul. Da? Poate fi 0, poate fi 0 rezultatul. Bun, și atunci haideți să rulăm această secvență de cod și să vedem dacă ne dă răspunsul corect. Acum aici vedem că avem o matrice de 15, 4 și după aceea avem aici așa 5, 3, 4, 6, 7, 5, 9, 3, 6, 8, 3, 9, 4, 5, 2, 3, 3, 1, 4, 4. Și vedeți că rezultatul este 7. Deci cu siguranță asta este o rezolvare corectă a problemei. Bun, o să iau și aici codul, tot codul, îl completez să fie tot. Da? Așa, o să îl iau pe ăsta pe tot să vi-l pun aici. Evident, tot ce-mi scriu eu astăzi aici o să fie disponibil și pentru voi. Adică o să găsesc eu o metodă să vi-l trimit. Probabil o să-l pun pe YouTube în comentarii pe undeva. Nu ne mai trebuie codul ăsta. Și acum rămâne doar să abordăm ultima problemă rămasă și anume 3. Fișierul bac.txt conține numele naturale în intervalul 1 miliard, astfel. Pe prima linie două numere, x și y, iar pe a doua linie un șir de cel mult 10 la 6 numere date crescător. Numele aflate pe aceeași linie a fișierului sunt pe câte un spațiu. Se cere să afișeze pe ecran numărul de valori distincte din șirul aflat pe a doua linie a fișierului care aparține intervalului x, y. Proiectați energie eficient din punct de vedere al timpului de executare și al memoriei utilizate. Ok, deci ne zice că avem aici 10 la 6 numere ordonate crescător. Noi citim și un X și un Y, practic citim un X și un Y din start și vrem să afișăm câte, oare, nu, vrem să afișăm numărul de valori distincte, exact. Deci practic câte valori distincte există în intervalul X,
Y închis. Ok, avem fișierul bug.txt, deci foarte ușuric, aș zice, problema. If stream f in bug.txt, spre deosebire de ce ați avut la simulare, chiar mi se pare foarte ok această problemă. Le citim de aici. Evident, trebuie să mă duc aici să-i dau și un hashtag include fstream. Bun. Acum aici ne trebuie clar un x, un y, o valoare a, pentru că noi o să recitim în ori necrescătoare. O să-i dăm aici un fin x, fin y, int număr egal cu 0, asta o să fie contor și mai trebuie o valoare, cu, valoare anterioară. Eu așa o să zic, valoarea anterioară egală cu 0. Bun. Ideea în felul următor, inițial, pentru că numerele vedem că sunt din 1, 10 la 9 la anterior, îi dăm minus 1. Ok? O să mergem pe un while f in a și acum dacă a not egal, deci odată dacă x mai mic sau egal decât a și a mai mic sau egal decât y, înseamnă că suntem în interval și acum dacă a not egal cu anterior, da, o să-i dăm un număr plus plus. Ce înseamnă a egal cu anterior? Așa verific eu că două valori consecutive nu sunt egale. Ok? Și după aceea la final îi dau anterior egal cu a. Deci, practic, hai un pic să recapitulăm despre ce este vorba aici. Inițial anteriorul e minus 1, știm că valorile sunt strict pozitive, deci pentru prima valoare citite a o să fie diferit de anterior, dacă cumva din start suntem în intervalul xy. Bun. Mai departe, dacă suntem în intervalul xy, verific ca a să nu fie egal cu anterior. De ce? Pentru că atunci când a nu e egal cu anterior, înseamnă că am modificat valoarea. Suntem pe o altă valoare, da? Când sunt ele consecutive egale, eu o să mă uit aici 5 o să fie egal cu 5 dinainte, dar când ajung pe 6, 6 o să fie diferit de valoarea anterioară, în concluzie trebuie să o cresc. Ok? Despre asta este vorba. Bun. Practic eu le citesc pe toate, n-am nicio treabă și la final o să zice că afișăm la tastatură. Da, deci pe ecran, da, numărul de valori. Și atunci trebuie să avem și aici numărul. Deci o problemă foarte, foarte ușurică, comparativ, desigur, cu ce alte probleme am mai văzut noi în diverse examene. Acum, ăsta e bug.txt, evident că mai am vreo 100 de astfel de fișiere pe calculator. Îi dăm aici 2, 9, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 10, 12, 15, 21, 21. Asta e fișierul meu, nu mă deranjează. Ok, și dacă îi dăm un run acum, n-ar trebui să fie nicio problemă. Și vedeți că rezultatul nostru este 6 și avem fix 6 valori în acel interval. Bun. Practic, acestea fiind spuse, am terminat rezolvarea acestui subiect. Din punctul meu de vedere, n-a fost un subiect dificil, adică vedeți că am stat pe el undeva la 40 de minute, îmi scrie aici mie acest tool de înregistrare. Bine, evident, dacă vreți să fiți 100% corect, trebuie să-i dați aici și un fin, un close, da? Asta ar fi cumva rezolvarea de 100 de puncte. Evident, voi ați mai fi avut la bug descris aici niște justificări. Asta pe urmă e B-ul. Și la A trebuia să ziceți despre algoritmul proiectat. Puteați să scrieți, în principiu, există o regulă nescrisă la corectori. În momentul în care subiectul rezolvat corect, aproape orice ați scrie acolo o să fie punctat. Acum, evident, trebuie să demonstrați că voi ați scris-o și n-ați copiat-o de pe pereți. Ideea e că în rezolvarea, vă scriu și eu aici o variantă, acestei probleme, am citit elementele din fișier și folosind o valoare suport, am verificat când am verificat să numărăm doar valori distincte. Punct. Ce zic? Complexitate timp este liniară, întrucât citim o singură dată toate numerele din fișier, iar complexitatea timp, spațiu, scuze, este constantă întrucât nu utilizăm structuri de date complexe, doar variabile
simple. Poate că asta ar fi fost o variantă de a scrie justificări legea și cu siguranță ați fi luat. Bun, acestea fiind spuse, vă prezint până la urmă un subiect care cu siguranță ar fi notat cu nota 10. Vă prezint o rezolvare a lui, propusă de mine. Problemele sigur puteau fi rezolvate și altfel. Vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum vi se pare rezolvarea mea, dacă v-am ajutat cu acest subiect. Vă urez tuturor mult succes la BAC și la admiteri în continuare. Noi o să ne vedem aici pe canal, pentru că și eu în sfârșit sunt în vacanță și o să am mai mult timp liber să mai filmez diverse videoclipuri și despre info și despre viața de student și așa mai departe. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Nu uitați să dați un like și subscribe dacă apreciați munca mea și faptul că l-am rezolvat așa repede, înainte de ora 3, ca să aveți să vă uitați pe un alt barem față de cel postat de ei la ora 3. Vă mulțumesc întotdeauna, mult succes și să ne auzim cu bine! Salutare tuturor!